Bună dimineața, doamnelor, domnilor, sunt Andrei Victor Tochia. Mă bucur să vă spun în această duminică, bun venit la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. Dragi prieteni, a venit acum momentul reportajelor Universul Credinței. Pe 28 și 29 octombrie, Asociația Culturală ARPRO a organizat în parteneriat cu Institutul Cultural Român din București și cu Academia di Romania din Roma, prima ediție a festivalului Sacred Roots Fest, care reunește coruri din Europa pentru a cultiva pasiunea pentru muzică corală sacră. Și acesta nu este doar unul dintre evenimentele la care a participat la Roma Marius Avădan. Despre ce este vorba în reportajul său. Iar Ana de Hillerin vă invită din nou într-o călătorie culinară. Vom trece alături de ea pragul câtorva cuhnii mănăstirești pentru a descoperi rețete interesante cu bucate simple, dar foarte gustoase, pregătite de maicile mănăstirilor dobrogene. Rămâneți conectați la Universul Credinței. Sfârșitul lunii octombrie a marcat o inițiativă fără precedent la Vatican. Congresul Rethinking Europe, a regândi Europa, contribuția creștină la viitorul Uniunii Europene. Biserica Catolică, la îndemnul Papei Francisc, dorește susținerea proiectului european în procesul de conștientizare spirituală și culturală. Ideea de unire prin cultură se regăsește și la Sacred Roots Fest, festivalul de muzică sacră desfășurat la Roma în aceeași perioadă și care reunește coruri de diferite confesiuni religioase din Europa. Un festival cum este acesta de muzică sacră europeană, sigur, centrată pe spațiul central și este european, este menit tocmai să dea conștiința faptului, să trezească conștiința faptului că rădăcinile comune pe care le avem sunt mai puternice decât elementele de despărțire care au apărut și care în diverse forme, ale unui populism primitiv, ale unui regionalism exclusivist, nu? Tind să mineze acest edificiu european. Ce să dea unitate acestei Europe dacă nu spiritualitatea ei, cultura? La colocviul A regândi Europa a fost prezentă și o delegație din partea Conferinței Episcopilor din România, alături de reprezentanții religiei, politicii și societății civile din toată Europa. Se vede astăzi, la 60 de ani, că nu este suficientă pentru ca să funcționeze Uniunea Europeană, nu este suficientă doar această preocupare din punct de vedere economic, monetar, ci este foarte important inclusiv latura și mai ales latura cultural-spirituală. Anul viitor este declarat Anul Culturii Europene. Sfântul Părinte a încurajat, a avut mai multe discursuri în legătură cu Uniunea Europeană, a încurajat întotdeauna la pace, a încurajat întotdeauna conducătorii și politicienii să fie atenți la subsidiaritate și la solidaritate, la justiție și la pace. La această întâlnire au fost mai mulți laici decât clerici. Nu clericii trebuie să se implice în politică, ci laicii credincioșii. Toți care erau aici prezenți erau credincioși. Adresându-se tinerilor creștini, suveranul pontif i-a îndemnat: intrați și în politică și luptați pentru dreptate și pentru demnitatea omului, în primul rând pentru cei săraci. Voi toți sunteți biserica. Recomandarea venită din partea Papei este ca fiecare om să fie privit ca persoană. Și aici să se aplice, dacă vreți, acel principiu de iubire a aproapelui. Papa Benedict, care la fel continuă acest mesaj, din păcate l-a avut o perioadă foarte scurtă, însă Francis, care a luat cu o putere, dacă vreți, de reînnoire, de reîmprospătare și de inspirație, dacă vreți, către tineretul european, a confesional, adică dincolo de problema fiecărei biserici în parte. De ce? Pentru că, până la urmă, ceea ce ne unește pe toți în credință este imaginea lui Iisus Hristos, iubirea aproapelui și persoana. Pentru că persoana
ca valoare universală în toate aceste, biserici, se află în sacralitatea și unicitatea ființei umane. Este de așteptat ca îndemnul spre o nouă Europa să se îndrepte către Est. Lumea creștină din România, Slovenia și Slovacia a ieșit pe străzi și a inițiat referendumuri pentru apărarea familiei. Desigur însă, redarea și protejarea demnității umane înseamnă și regândirea instituțiilor statului. Ne aflăm într-un impas, poate, am putea să-l numim așa, acesta al crizei din Uniunea Europeană, și în acest context, iată-l pe Papa care dorește să propună un astfel de dialog, care, desigur, fundamentat pe deja recunoscută doctrina socială a Bisericii, să poată să aducă ceva nou pentru Uniunea Europeană. În România există deja un grup de dialog și toate bisericile creștine și toate cultele recunoscute în statul român fac parte din acest grup de dialog. Manifestările acestea spirituale, cum este festivalul nostru și cum este și ceea ce se întâmplă în Vatican cu conferința Comece, sunt menite tocmai să readucă în atenție nu ceea ce ne desparte, nu ceea ce ne particularizează, ceea ce ne individualizează, ci dimpotrivă ceea ce ne unește, ceea ce ne leagă. Fiindcă numai unitatea a fost cea care a permis Europei să-și afirme capacitatea creatoare. Am o înțelegere personală particulară a ceea ce înseamnă fenomenul coral în spiritualitatea românească. Sunt dintre cei care cred că prin intermediul activității corale s-a păstrat o parte a identității noastre naționale. Grupuri de penticostali, ortodoxi, catolici s-au unit și au studiat împreună o melodie în limba latină, Ave Maria de Arcadelt, și cred că a fost un moment emoționant. Românii în Italia transmit ceea ce este specific lor în diverse forme, însă într-o singură limbă, în limba română. Deci această unitate de limbă este ceea ce ne unește în Italia și faptul că ne exprimăm fiecare felul, o facem pentru că noi cred că suntem un fel de misionari aici, culturali. Oh.
Sacred Roots Fest este prima creație a Asociației ARPRO, din care fac parte. Este prima ediție a festivalului acum. Pregătirile au fost destul de complexe, fiind la început, dar din fericire avem sprijinul instituțiilor românești de aici.